Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip dintr-o nouă seară, nu dintr-o nouă seară, cred că am mai făcut episod din acest mod. Suntem pe GTA Roleplay și luăm de aici niște glanțe pentru armă. Pam 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 pam. Păi o să mergem să ne deschidem și noi o firmă. Vedeți că deja ne avem căsuțe și chestii. N-am plătit, am stat, am muncit, vedeți că sunt drug dealer. Pam 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 pam, drug dealer. Ah, nu mai pot. Da, inventory. Load 20. Eu stau doar cu un pistol la mine, că... Încărcat. Bun. Așa, hai să mergem noi frumos acum. Merem să ne deschidem filmul, trebuie să mergem la bacă și normal cu... Mașina mea e buguită. What? Hai, frate. Deja auzim poliția. Avem buguită mașina. Sunteți serios? Sper că nu-i buguită sau ceva grav. Adică pot să scot? Da. Avem aici un Ferrari la Ferrari pentru că da. Hai să-l decapotăm. Chiar dacă da. Bun, și vom merge întâi aici. Să luăm întâi, să scoatem banii. Să facem firmă Marlboro. Pentru că da. Și dacă vă place, puteți să dați un share și un subscribe și să-mi spuneți, bă, dacă vreți episoade, aveți share-ul în descriere. Asta va fi așa un episod micuț, dar după episodul ăsta, dacă vreți, o să începem și să dăm jafuri și chestii. Pam, 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 fain, frumos. Vedeți că avem aici un Ferrari Blanao, nu știu ce e, dar probabil ați văzut și voi ce Ferrari e. Serverul este Extreme Zone, mă rog, este în comunitatea Extreme Zone. Singura problemă la Ferrari ăsta este că nu-i merg frânele, gen este bubuit și nu-i merg frânele, dar am zis pentru episodul ăsta, așa fiind primul episod, să merg primul cu un Ferrari, pentru că, na, ne permitem. Și, da. Următoare mașină mă gândeam să fie un Audi R8 ceva. Nu știu, scrieți și voi în comentarii, vreau o mașină mai rapidă, așa că, uite, Ferrari ăsta e rapidă, e bubuit. Ferrari ăsta fiind de 320. Da, e cam buguit el așa de fel și... De exemplu, acum... Dacă vreau să pun frână, mai merg cu câțiva metri. Așa. Bun. Hai să scoatem repede pământ. Withdraw 200000. Și o să încerc să mă grăbesc ca să nu fie jefuit sau nu știu ce. Pam, pam, pam. Să mă duc eu pe aici frumos prin spate ca să nu ne vadă nimeni. Da, mă. De aici că sunt mafios la ora asta și e doar un singur polițist, de asta nu vreau să... Să risc, mai ales că deschide firmă de 200.000, adică direct. Prima costă 15.000, eu deschide 200.000. Dar nu-i problemă. Am pombines. Nu, a, stai așa că nu știu cum să scrie. Wait a second. Așa, mă. Așa, și nu de 15.000, ci de 200000. Bam! Și ne-am creat business. Așa cum putem să spălăm bani. Așa. Bun. Câți, genule? Avem frumos și firmă. Da, păi cam asta am vrut să fac clipul ăsta.
Să deci, da, s-a bubuit. Ce să-i faci? Nu, că-i garaj aici. Păi, acum cine vine să mă jefuiască, cu ei mă gorește de 200 de dolari, da. Ce să-i faci? Ce să-i faci, mă? Hai să băgăm și noi mașina să o scoatem, dacă nu era ăsta pe loc. Hai, că am înțeles. Bun, atunci mergem la ăsta, la car shop. La car shop, la ăsta, da. Bam. Poți să mergi un pic mașina? Ok. Dai că e lumea aici. Bine, nu vreau să-i dau aici, dar nu, ați înțeles cam care e ideea. Sper că nu vine după mine, ba da, vine după mine. Fac așa. Și așa și-i dăm, blanao. Că venea după noi omul ăla. Nu. O, băieți, cam asta e. Cam asta a fost clipul. Am vrut să fac ceva scurt. A, da, și vreau să vă spun și de ce nu am postat zilele astea. Ideea că mi-am stricat programul de tot. Deci, efectiv, de tot mi-am stricat. Nu mai știu ce și cum. S-a făcut praf la program și până l-am refăcut. Și, mă rog, încă nu l-am refăcut, dar sper după ziua de azi să se refacă. A durat ceva și îmi pare rău. O să începem dăm două clipuri pe zi. În curând vine și un live stream, probabil aici cu real life. Facem niște dragi una alta. Cum vedeți și voi cum trage nebunia asta. Că mâna a doua are 300. Deci, mă rog, se vede că e bubuit în filmul. N-are cum mâna a doua să aibă 300. Dar e ok. Măcar merge. Merge. Dar mă duc acum și eu aici, am brain count, trebuie să fac și o pozică, una alta. Și acum ne auzim data viitoare, nu uitați de subscribe și share. Și dacă vă lasă inima și un like acolo, ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa.